Doamnelor și domnilor, bun găsit, ediție nouă direct la subiect, astăzi cu un invitat special. De ce spun special? Pentru că a venit de departe să și a adio, așa, într-un fel, de la cariera muzicală, într-un concert. Un concert de rămas bun, cum spune el, în fața publicului lugojean, de care este atât de atașat și a fost atât de apropiat. Depărtarea de orașul natal nu l-a îndepărtat de public. A rămas tot timpul în contact cu publicul lugojean, cu lumea de aici, cu lumea din țară, el fiind plecat în Germania. Freddy Stauber este numele lui și mă bucur tare mult că l-avem astăzi în studioul nostru. Bună, Freddy, bine ai venit în studioul nostru. Bine te-am găsit, dragă. Într-un studio nou, pentru că noi ne-am întâlnit în diverse studiouri, pe la televiziunile, toate sediile pe care le-a avut televiziunea asta, da. Și radioul. Da, ani de zile, din păcate, au trecut prea repede acești ani. Am vorbit și înainte ce emisiuni frumoase erau și pe vremuri. Ten TV cu Night Club. Da, era Night Club, stăteam până târziu în noapte, așa. Târziu, da. Nu mai plecam acasă. Cu cânte, cu live cântat, cu... Chiar țin minte o fază nostimă, trebuia să cânt, da, live, așa, la un paravan verde. Era, da, era. Și proiecta, nu știu, se proiecta ceva în spate și eu trebuia să țin un microfon și ca să fie microfonul fără fir, da, am rupt de la budă peste ața sau soara care se tragea apa și am pus-o la microfon sau sârmă sau ceva. Vai, fază nostimă. Improvizam acolo, da, era un sediu vechi, într-o casă veche și așa. Improvizam mereu. Am avut și colegi care știau ce să facă. N-aveam noi multă aparatură, dar... Da, s-a făcut din ce era, s-a făcut lucru bun. Uite că ți-au rămas și astea în amintire. Da, mi-au rămas chiar, le-am toate pe acasă sortate, pe casetă. Uite, sigur, tu ai... Sigur. Și am și multe postări încă de pe vremea aceea. Țin minte cum Petre Bolescu făcea da. Video, clipurile și chiar și azi m-am uitat la Noapte Bună, tras pe strada Bocșei, el era acolo și eram cu fetița cu Tefani, că era micuță, da. Da, și videoclip foarte drăguț. Uite, să-l distribui, ca să-l distribuim și noi, să-l vedem pe Facebook și să-l distribuim mai departe. Sigur. Și pe YouTube se găsește și Culoarea Gândului. Cea cu Am uitat de ele, vezi că uiți de ele. Fulgul de zăpadă, nu le mai, da. Sau ce mai era, un Vis de Dor, de exemplu, cu Logicul, toate filmate de Petre. De Petre, da. Da. Bun, până ajungem, ne întoarcem după aceea și la vremurile acelea, dar ai avut așa un eveniment important și ai ținut neapărat să fie la Lugoj. Da, am ținut neapărat să fie la Lugoj și neapărat în sala teatrului. Acolo a cântat prima oară. Acolo mi-am început cariera, am și povestit cu acea fază nostimă, dacă vreți să povestesc. Da. Eram prin clasa întâia cu un coleg de clasă, pe în dreapta scenei, la microfon, amândoi sub pelerine, cu gluga trasă pe cap și recitam în duet o poezie de toamnă. Da, cu ploaie, cu nu știu ce, a început el, a recitat, am urmat eu, pauză. Nu-mi veneau versurile, tabula rasa, nu știam. Mi-a șoptit el, știi, ca suflării la teatru. Ce? Nu știu, eu transpiram sub glumă și am reușit până la urmă să spun, a urmat el și a spus, parte am urmat eu, la mine pauză iară. Iară pauză, nu știu. Nu, n-a venit. Până la, am scos-o totuși până la capăt, cumva, cu o chiu cuva și de atunci mi-a rămas așa un complex la recitări, chiar și la poezii în clasă. Parcă știam că acum se oprește numai. Și de atunci am zis, dacă o să am versuri, nu o să le mai recit, o să le cânt. Și au funcționat. E, uite, așa ți-ai. Deci așa a plecat visul tău muzical. Așa a plecat visul meu muzical. Da, bineînțeles. Tu ai început să cânți din liceu, apoi în studenție, în acei ani când... Am început să cânt prin clasa a doua. Eram la orchestra de acordeoană al profesorului de muzică, Hubov. Da? Tu ai dat și o cultură muzicală pentru că ai urmat, ai făcut toate aceste studii. Parcursul a fost absolut... Am făcut privat acordeonul, tata voia neapărat să cânt la burduf și chiar mă punea duminică pe terasă și să cânt valsuri polși, să audă și vecinii. Și asta nu prea îmi plăcea, știi? Dar am făcut-o, apoi am fost la Școala Populară de Artă cu doamna Micșa, cu domnul Paladi, am făcut acordeon, până când am descoperit chitara. Printr-o, așa, o coincidență cu niște colegi
din Darova, care avea o formație la liceu și m-am îndrăgostit de chitară, nu mai puteam fără. Și am început, prin clasa 10-a, am început chitara și așa s-a dezvoltat toată chestia. Am început cu muzică folk, am chiar și luat premiul Cântare României. Era, da, 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 știu că ai luat premiul întâi. La județean, la Timișoara, cu Ciobanul am râd. Să nu mă pui să cânt, că nu știu, nu mai știu pe asta. Și nu mi-a ajuns, voia mai mult totuși, da? Mai eu singur cu chitara, așa că mi-am căutat încă ortaci, Sandu Bosneac, cine mai era? Oh, nici nu mai știu, Alioșa parcă era într-o perioadă ca toboșar și am început, am fondat grupul Omicron L și am început să cântăm aici puțin mai jos, la Casa Tineretului. Nu știu dacă mai da, există. Da, nu mai, e un sediu părăsit deocamdată, okay. Dar da, acolo este... primul sediu, știu, și repetiții frumoase făceam noaptea, știi? Ziceam tot, da. Acasă, ziceam la mei că avem un chef, da? Luam cârnați, luam ouă, dădeam foc la... Era o teracotă acolo, da? Și băgam cârnațul în teracotă și toată noaptea, de ei. Ce să faci noaptea pe vremea aceea? Că da, nu aveai... Dar ne-am făcut un repertoriu și cântam sâmbăta. Sâmbăta cântam la... Erai încă în liceu atunci, nu? Da, da. Eram prin clasa 1, 10-a, 10-11, așa ceva. Cântam la Ser Dansante, așa se numeau. Ceaiuri dansante. Ceaiuri dansante, da. Era lume, era plin, era bine, era frumos. A urmat apoi perioada studenției. Ai plecat la Politehnică, acolo din nou te-ai... Da, înainte de... Ți-ai găsit o formație în care să... Înainte de studenție am mai cântat... Înainte de a pleca la armată, am cântat o vară cu formația Beta la Strand. Iar o vară foarte frumoasă, foarte plăcută, era plin de lume, mese pline. Își programau deja din timp. Făceau rezervare. Rezervare, exact. După ce, după armată, da, și la armată deja, sau nu deja, și acolo făceam muzică fest, cântam cu fanfara armatei, eram duminica. Deci ai adoptat peste tot. Toate stilurile, da. Chiar mi-am creat și un cenaclu, că pe vremea aceea era cu cenaclu, cu flacăra, da, da, da. Noi era. Și, dădea da. Bine cuvântul cenaclu, era. Exact. Da. Și ne-am făcut și noi cenaclu și mergeam duminica, mergeam prin spectacole, prin satele alea, Beiuș, pe unde eram. Fain. Și am continuat și primul an de studenție, tot așa cu cenaclu, până în anul 2 m-a cooptat atunci grupul Stelele. Din ei erau deja cunoscuți la... Ei erau cunoscuți în sens, cum să zic, muzical, profesional, ca cover band, o formație da. Care cântă piese ale altor grupuri. Dar așa ușor, ușor am ieșit din birtărie, din restaurant și ne-am angajat la Teatru German, Teatru de Stat German din Timișoara, unde am început să dăm spectacole, chiar am scos un vinil, un disc vinil da. Negru, Stelele, Zone im Herzen, Soare în inimi, s-a numit. Da, și făceam multe televiziune, multe spectacole, o perioadă foarte frumoasă și pentru mine foarte... cum să zic, folositoare, utilă, fiindcă ei erau toți mai în vârstă, cu 10 ani mai în vârstă, erau toți profesioniști, chiar au studiat muzica, da? Institutul de Pedagogie Muzicală din Timișoara. Și am învățat foarte mult. Abia ajungând la ei, am început să învăț chitară. La modul serios. La modul serios, așa, cum spui. După aceea ce a urmat? Am urmat perioada logic sau... Da, da. De fapt am stat... cât am stat? 4 ani cu Stelele. Era perioada studenției. Da. Ziua eram la cursul, seara eram în local, în restaurant. Dar am fost foarte conștiincios. Am zis dacă vrei să faci muzică, trebuie să termini și facultatea. Și am reușit chiar... Mă gândesc ce vremuri, eram la mare, deja eram în sesiune, da, era sesiune și eu eram deja la mare și veneam cu avionul să-mi dau examene la sesiune. O fază iar foarte nostimă, care
Totdeauna mi-aduc aminte, eram prin anul 4 și aveam un examen foarte greu la mașini unelte, un profesor foarte strident, Dodoni, și eu fiind la mare și învățând acolo, băieții au examenul cel dinainte l-au amânat cu o zi înainte, ca să aibă mai mult timp de învățat. Da. Și eu fiind la mare, n-am știut. Și am venit cu avionul și mă întâlnesc pe drum, mergând spre examen, mă întâlnesc cu un coleg și îmi spune, dar de unde merge? Zic, tu nu? La examen. Zic, nu, ieri am avut. Am început să transpir. Dar norocul că m-au luat cu altă grupă. Eram și singurul care aveam parțial, de se putea da o parte din materie în iarnă. Da, în iarnă. Și profesorul a întrebat, dar unde ești, Tauber? Da, ai fost conștiincios, tot timpul ai fost foarte riguros și foarte conștiincios așa în tot ce ai adevărul, făcut. Asta este adevărul, altfel cred că nici nu reușeam să le fac pe toate. Dar și acum, și acasă, programul este standard. Deși am timp, tot timpul la dispoziție, de dimineața chitara este lângă pat, amplificarea, acolo încep primul punct al meu de... E reperul tău. Da, alții se duc, beau o cafea și eu încep să fac digitație. Îi zic finger aerobic. Da. Vreau neapărat să vorbim de perioada Logic, pentru că mare plăcere. Și eu mi-amintesc că am fost la un spectacol atunci în vremurile acelea și chiar am rămas așa uimită, erați niște rebeli atunci, mi-amintesc de tricourile alea inscripționate, voi pletoși în vremurile acelea. Nu știu, mie mi se părea, știu că eram la școala generală și ajunsesem și noi, nu știu cum, pe la un spectacol de-al vostru, auzisem Logic, nu știu ce. Okay. Da, și când am ajuns și v-am văzut, nu eram obișnuit să mai mergeam, nu știu, ne mai ducea cu școala la spectacole, okay. Mai era Cântarea României, dar să văd așa pe scenă și să țipe gagicile, fetele pe acolo, deci erați asaltați. Chiar era. Asta a fost spiritul. Chiar eram rebel. Țin minte, am scris o piesă... Ce folos că sus pe cer e atâta soare, e fericire și e bine dacă sufletul meu moare. Care a fost cenzurată, nu? Cum a era? Fost cenzurată, a venit, da. A trebuit să spuneți cu floarea sau cu ce? Da, și a venit sârbul și ne-a schimbat text. Ce frumos că sus pe cer e atâta soare, e fericire și e bine, e un suflet portofloare. Și ați cântat cu floarea sau nu? Nu v-ați conformat? Nu. Am cântat. Bun, dar cum ați reușit totuși să fiți lăsați în pace? Pentru că, de asta spun, voi ați învins, adică ați avut spiritul ăla de rebel așa, erați deja cântați, erați pe rock atunci. Da. Mă gândesc probabil și din performanțele care le-am realizat. Deci am pornit muzical la restaurantul Dinamo și cântam muzică comercială, că asta trebuia la restaurant, dar după ce am avut un repertoriu adecvat, vast, am început compoziții, da? Câte o compoziție, azi, mâine, tot așa, da? Și am început să mergem la festivaluri. Știu că la prima participare deja ați fost premiați. Exact, la Râmnicu Vulcea, care era cel mai renumit festival de rock din România, Sfinxul era gazda, am luat premiul 3 la primul festival. Apoi, al doilea an, noi crezând că tot așa merge, știi, cât am mult Modern Talking și am scris o piesă, poate ți aduci aminte, cu fulgul de zăpadă, da. Culoarea gândului, da. Un palmă, un fulg de zăpadă, mi-a zis ce suflet de gheață pot unii avea. Am strâns pumnul și apoi ușor l-am deschis, dar iată minune, fulgul lipsea. Frumos! Le plăcea la fete, mai ales, da? Era foarte frumos. Dar la festival... Cine a zis, doamna Remneanțu, cred că era de la Radio București, zis, nu, un al doilea Savoi nu mai vrem. Nu știu dacă știi informația Savoi. Dar cum să nu? Cum? Era cu șlagăr. Aveați bentiță și voi sau n-aveați? Nu, n-ați avut bentiță. Ei cântau șlagăr. Da, și astea erau șlagăr, nu era. Și era, cred că piesa a prins, da? Publicul, striga, logic, și nu știau ăștia ce să facă, nu putea să ne dea premieze cu șlagăr, da? Piesa e așa o Modern Talking ritm, de? Și ne-au dat atunci premiul popularității, da? Dar anul următor am zis, ok, acum vă arătăm. Și atunci am compus trilogia La Laj,
pe mare, după versurile lui Octavian Goga, o trilogie foarte, o piesă de 13 minute, din trei părți, psihedelică, așa în stil Pink Floyd, floydian, și cum zice românul, i-am rupt, i-am spart. Atunci ați venit piesă cu premiul cel mare, nu? Am luat marele premiu, Cezar a luat premiu pentru cel mai bun, da, chitarist. Eu trebuia să iau și premiu ca vocal, dar au zis, dacă ne dau toate premiile nouă, ce se întâmplă cu restul? Ne-a zis doamna de la radio, dar a fost bine, am fost dat și pe post atunci, că încă era foarte slabă mediatizare, nu ca păi, acum. Da, nu era. Acum fiecare își face videoclipul și sus l-ai pe YouTube. Pus pe da. Da. Atunci erai bucuros când cineva te-a înregistrat și te dă pe radio și chiar am fost dați cu piesa asta live din concert cu Lalajul. Da, uite, spuneam că ai zis cum striga lumea Logic, Scandal, deci asta mi-amintesc și eu. Cum au fost acele vremuri? Cum era când apăreați în fața? Că clar era o isterie, deci da, am prins-o eu în direct. Vezi, piele de găscă. Frumos, cum era? Foarte frumos. Deci abia așteptai să vină evenimentul și știai că lumea vine pentru tine, știi? Poate și acum vine, na, ca și la spectacol, acum marța, lumea a venit pentru mine, că mă știe de ani de zile și îmi cunoaște și multe piese de pe postările mele pe Facebook, de pe YouTube, dar atunci știai că nu este cine avea un radio, sau poate exagerez, dar un magnetofon sau o pick-up, da? Era deja mare cu un disc sub braț sau, da? Și aici noi eram, cum să zic, juni. Noi eram ăia care îi poți vedea live, îi poți prinde de mână sau cum se zice, da? Da, da, da. Și era un lucru mare. Uite, pentru că ai spus de casetofon, de magnetofon, știu că povestea cineva că da, venise cu casetofonul. Acum să vorbesc de niște, să ne înțelegem, de niște doamne respectabile care sunt la vârsta asta, mame responsabile, okay, dar care atunci au adunat, uite, știu caz concret, picase zugrăveala de pe casa ta, nu știu unde stăteai, și a adunat-o și a pus-o, atât erai de iubit, a pus-o într-o casetuță cu catifea roșie și a păstrat-o. Vai de mine. Că am făcut sondaj așa în rândul, cum am spus. Și alta care a spus că își amintește de un autograf pe care i-a dat și ai scris ceva de genul ai soare în suflet. Da, sau da, așa era cam motoul meu. Asta era motoul tău. O soare în inimă. Așa, în inimă. Așa era intitulat discul nostru La stelele. Zonem Herzna, așa, textul l-am făcut eu, piesa este a lui Cliff Richard. It's so funny how... Dar am făcut piesa în germană și a devenit un șlagăr, un hit, să zic, în Timișoara. Deci fetele de la Lena erau... Uite, da, că lumea așa... Uite, așa își amintesc, da, știi? Deci da, dacă înseamnă că... Da, erați... Erau vremuri, chiar mă mir, chiar cu stelele, cântam la Casa Tineretului, da? Și aruncau ăștia cu păpuși de pluș, de cu teddy bear, cu, da, sau acasă, eu stăteam în gazdă, știi, și au descoperit unde stau și aveam flori. Sau ai văzut? Păi de ce spun eu, da, colectau, da, ce? Frumos, frumos, adică vremuri care n-aș vrea să nu le fi trăit. Au fost extraordinare vremuri. Și mai ales spectacolele cu stelele în București, la Clubul A sau la Centrul de Fizică Atomică, împreună cu Lucian Mihalea, cu Songu. Am făcut o colaborare, uite, iar mi se ridică părul. A fost ceva extraordinar, așa de minunat. Am cântat 10 piese și s-a făcut un top. Și studenții de la fizică și corul Mihalea, ei dădeau punctajul. Și extraordinar. Amintiri. Și multă, asta datorită lui unui regizor, Valentin Perciun, care ne-a iubit foarte mult. Bănuiesc că altfel nu făcea. Și a făcut emisiuni foarte frumoase la emisiunea limba germană, chiar și cu piese de Bee Gees în engleză. A avut el probleme după aceea, că nu era voie să cânți în limba engleză la televiziune. Dar uite, tu ai avut așa un parcurs, cum am spus, a fost foarte frumos, da, ai venit pletos, ai venit în tricou inscripționat fără mâneci, așa, da? Ai cântat, n-ai cântat cu floare, ai cântat totuși cu cum ai vrut, ai avut vreodată probleme, ai fost în vreun fel, nu știu, căutat, sabotat,
În acele vremuri, până la urmă și etnia ta era, poate era o problemă. Da, cum ai nu, nu, probleme direct, așa nu am avut. S-a mai întâmplat că am mai luat o palmă de la, nu vreau să zic nume, era de la cei de acolo, știi? Fiindcă a zis, da, eu știu că tu pleci. Da. Dar asta este. Nu m-a supărat, asta este. Poate o fi și adevărul, deși atunci n-aveam de gând. Nu era încă în plan, da. Dar așa au fost vremurile, da. Nu pot să zic, nu am avut probleme, fiindcă probabil, cum zic, eram apreciați chiar și de cei care erau acolo. Da, da, n-ar fi vrut să vă apreciați. Da, erau și la restaurant și ei ascultau muzică și lor le plăcea și le mai cântam și ce voiau ei. Și asta este. Eu cred că și ei, într-un fel, își făceau funcție, dar erau și ei oameni, da. Cum a fost plecarea din regimul comunist de atunci, că tu ai plecat încă pe vremea trecerea spre societatea germană, liberă, Occidentul mult visat? Vrei să spun exact cum a fost? A fost în felul următor. Sâmbătă am avut un spectacol omagial 150 de ani, Liceul Corolean Perdicianu, și e un spectacol foarte reușit. Nu știu cum o zice doamna de română, era la liceu, care a scris libretul, deci textul, și eu am făcut muzica. Îmi pare rău că s-a pierdut tot. Liceu Cetate de Lumină și Flori de Cireș, cu cor, cu dans, cu balet, și logic, cu cânta. Da? Asta era sâmbătă, spectacolul acesta. Duminică am avut, organizam eu odată pe lună Zilele Muzicii Tinere, se numea, un spectacol cu invitați. Noi fiind des la festivaluri, am cunoscut multe formații, Hazard, Craiova, Timpul Noi, București, Progresiv, Promuzica, și invitam câte două, trei trupe în lună și făceam spectacol. Un mini-festival, până la urmă. Cu cărțulie, cine ce face, ce cântă. Da. Foarte, foarte, foarte bine organizat. Și asta aveam duminică, luni aveam pauză și marți m-am întâlnit cu colegii și culmea că nu era probabil și din cauza atâtor evenimente, era cam pauză la restaurant și i-am adunat pe colegi și le-am dat și ceva de băut și am zis, de mâine nu voi mai fi, la noapte o să plec. A fost un moment foarte șocant și pentru mine și pentru ei. Ferea a început să plângă imediat. A fost, n-a fost ușor, nici pentru mine, pot să zic. Prima perioadă, să zic, fiind foarte activ, am cântat pe un vas, Silja Line, o croazieră între Stockholm, Helsinki, și eram ocupat. N-ai perceput, da, chiar atât. Seara cântam și noaptea repetam ca să facem repetorul. Erau tot mai mulți membri din grupul Stelele cu care am cântat și, cum zici tu, n-am perceput de fapt ce s-a întâmplat. Dar după cele două luni, că n-am vrut să continui cu activitatea asta, trebuia să plec mai departe, am făcut demo-uri, trebuia să plec pe o croazieră în Australia, dar nu era ce îmi doream eu, știi? Era tot așa muzică comercială, se câștiga bine, nu zic, aveai tot, dar nu te-a atras. Ne-am întors de pe vas și eu m-am stabilit pe lângă Constanț, pe lângă lacul Constanț, în Stockach, la o școală de muzică, am predat muzică, perioada aia, la fiul lui directorul Hubov. Predam chitară, bas, tot ce trebuia. Și atunci a început, am simțit totuși lipsa asta, că ceva lipsea, nu. Aveam momente când stăteam cu Lili, în cameră la noi, acolo, în bucătărie, și mi-au venit și lacrimile, că nu eram în activitate ca aici. Aici eram tot timpul într-o plină activitate artistică și asta mi-a dat foarte mult în Bolci. A fost greu, deși și acolo am cântat cu o formație Silver Stars, cântam mult în Elveția, dar era tot comerț, nu era
ce era tu, cu logicul, da, să faci piese proprii, să fii apreciat pentru ceea ce faci, da. Nu, asta era divertisment, cum să zice. Când ai început să compui din nou? Da, am început să fac din nou muzică, așa cum îmi doream, din moment în care am și început să lucrez la Mercedes. Nu știu, s-au potrivit, așa... S-au aliniat planetele. S-au aliniat planetele, cum zici tu. Da, din momentul acela am început și cariera muzicală, da. M-am făcut primul disc negru în Leonberg, cu o cântăreață din România, care este destul de renumită acum în Germania, în domeniul Schlager, că și eu am făcut muzică Schlager cu Mara Kaiser. Am făcut primul CD, Flitterwochen, și după aia Noaptea în Atena, și al doilea disc negru, n-a fost CD pe vremea aceea. Da, și așa a început atunci. M-a cooptat un manager, am ajuns la niște producători buni, ca să-l numesc numai pe Robert Jung. Robert Jung a fost cel care a câștigat cu Nicole, cu Ein bisschen Frieden, Grand Prix Eurovision. Atunci, da, prin 80. Exact, exact. Deci era un nume mare. Și el m-a cooptat. Au mai fost și alții înainte. Tot mi s-a schimbat numele, de la Freddy Stauber la Freddy Stauffer. După aia Robert Jung voia să mă numesc cumva mai ceva mai moale pe limbă, și așa am devenit Julian Sanders și am cântat pentru, cum zicea, pentru soacre și pentru pentru concediu, da? Deci, deci piese din astea de dragoste, de concediu, da? De divertisment. Da. Nu era chiar ce ți-ai dorit. Ce mi-am dorit, dar da, am ajuns în topuri, am fost săptămâni de-a lungul în Bayern 1, chiar pe primul loc cu piesa Du bist mir nicht nah genug, nu ești destul de aproape în topul, și o moment dat trebuia să mă decid ori cariera muzicală, ori Mercedes. Au venit și gemenele, Lile era cam singură pe acasă cu trei fete. Era de mult singură, singur, că tu totdeauna chiar și... Dar cred că i-a fost, da, și ei foarte greu. Greu, pentru greu, că... greu. Da, fiindcă, cum zic, de sfârșit de săptămână n-am fost deloc acasă. Întotdeauna plecam vineri, veneam duminică, după aia la lucru. Era da, și frumos, dar și stres. Și trebuia să mă hotăresc și am hotărât calea, cum să zic, mai sigură. Că cealaltă cale este și puțin nesigură. Dacă ai succes, ok, este bine. Dar și având succes, ești tot mereu pe drum. Duci o viață, cum zic eu, de țigan. Ești ba acolo, ba dincolo. Ești prin hoteluri, ești prin... Dar tu ai reușit să le echilibrezi foarte bine. Ai reușit și viața de familie, să o echilibrezi cu cariera, care, uite, până la urmă ți-ai găsit așa făgașul și drumul. Am găsit nișa, da. Da, ți-ai găsit nișa la serviciu din nou. Da. Ce puteai să-ți dorești mai mult decât să, cum ai spus tu, să-ți asculți propria muzică în câte mașini pe zi? Sau da, când ai ajuns pe partea de... Câte voiam, că de fapt răspundeam de instalațiile sonore. Eram... pe undeva și cu proiectarea lor, deci, cum să zic, unde vin difuzoarele, chiar la ultima mașină, la clasa S, la care am lucrat înainte de a ieși din firmă, aveam 40 de difuzoare în mașină. Închipuiți, 40 de difuzoare, unde le amplasez, și toate trebuia să fie amplasate bine, să aibă acustică bună, da? Să nu interfereze cu altceva, să nu producă zgomete. Și fiind și cu urechea, da, involvat în această meserie, îmi permiteam să ascult și CD-urile și producțiile care le făceam acasă. Ce voiai tu, nu? Erai, ce voia meu, da. Nu ți impunea nimeni ce să asculți acolo? Nu, adevărul că trebuia să și aduc performanță, nu zic, mi-am și făcut un anumit stil de a asculta, deci mi-am făcut CD-uri speciale pe frecvențe speciale, da, care le auzeam numai eu, ca să văd dacă e sonorizare echilibrată în mașină, și cu asta mi-am creat și un renume acolo în firmă. Știu că la un moment dat ai fost și premiat pentru o inovație. Da, pentru inovația cu... Deci nu numai eu singur, echipa cu care am lucrat, am fost premiat pentru inovația de subwoofer în șasiul mașinii, ceva nou.
ce n-a fost până atunci. Da. Și da, cu această performanță am și reușit să aducem sistemele de sunet la Mercedes la un nivel foarte ridicat. Da? Cum ți-am zis, 40 de difuzoare și în plafonul mașinii peste tot difuzoare, sunet tridimensional, tot ce vrei. Da. Deci poți să spui că ai avut satisfacție și la locul de muncă? Bineînțeles, și... bineînțeles. A fost și stres. Stresul era mai mult în ședințe. Da? Trebuia mereu să mergi pentru fiecare realizare, pentru fiecare lucru care voiai să-l realizezi, să ți se aprobe, mai ales banii. Și acolo banii sunt foarte importanți. Banii sunt peste tot foarte importanți. Tot, dar tot, da. Uite că ai avut norocul să reușești să le îmbini pe toate acestea și, cum ai spus, când ți s-au așezat lucrurile complet. Da, da, după ce am terminat cu Julian Sanders, mi-am găsit și liniștea sufletească, mi-am găsit, cred că și stilul, bine, am mai căutat, am mai încercat și una și alta, dar acum știu ce vreau și continui în... Acum ești tânăr pensionar, nici nu pot să cred că spun așa ceva după ce vorbeam de vremurile când... Exact, da, nici mie nu-mi vine să cred. Frângeai inimile acolo pe scenă și lumea era în... Da. Cum decurge viața ta acum? Că... Cred că, așa cum ai spus, ai chitară, nu mai știu dacă mai spus în emisiune sau înainte, când am vorbit și înainte. Foarte disciplinat, dacă vrei și povestesc. Dimineața am chitară lângă pat, fac finger aerobic, după aia fac came pentatonice, mă duc un etaj mai sus, am o sală de sport, fac un fel de sport, am și o masă, deci disciplinat și masă de ping-pong acolo cu robotul, joc cu robotul, sau, dar mai rar, dar fac fiecare zi sport, întindere, deci... Da, am ajuns și eu la o vârstă mai tomnatică, când te doare câte un spate, câte un picior, meniscul, da, fiindcă colind mult, merg prin drumeții, poate ai văzut pe Facebook. Am văzut, dacă, da, atunci, fiecare weekend, dacă vremea permite, suntem pe drum, prin Pădurea Neagră. Așa, atunci mă întorc în camera cealaltă, studiez metoda care îmi place mie, da, care le-am studiat deja, dar le mai performez, mai cizelez puțin dacă am o piesă nouă. Jos am studio, ori sunt un studio, înregistrez ceva lângă studio, mai am o cameră de lucru unde cu fetele mele îmi făceam program sau cântam cu ele, învățam piese, deci cu scule, cu tot este montat acolo. Acolo iară când. De fapt, Viața ta, da. Și mișcare fac foarte mult. Deci zilnic, cel puțin 10 km cu bicicleta sau 4-5 km alergând. Sau ambele. Chiar în ultimul timp, da, înainte de a veni pentru a mă concentra pe concertul care n-a fost simplu. Nu atât cântatul cât manevratul. Chiar că da, noi am vorbit înainte și mi-ai spus că îți trebuie acea perioadă de concentrare refacem, și da. De pregătire înainte, da. De cât de greu e să, uite cum a fost la tine, că a fost un concert de 2 ore. Da, 3 ore a ținut. Până la urmă. Eu am programat o oră jumate, dar până la urmă. Nu te-a lăsat, da, publicul să... Da, da, și drumul. Duminică am venit, am totuși 13 ore am condus, nu numai eu și Lili. Dar totuși am fost 14 ore pe drum, este și asta stresant. O zi mi-a trebuit să îmi revin, ca marți să fiu apt. Și cum am zis, nu concertul în sine, cântatul este o plăcere și la chitară și vocal. Dar fiind un one man show, cum au strigat în sală, cânt foarte mult cu lupă. Looper este un fel de sculă deșteaptă care înregistrează pe moment ceea ce cânți și îți redă tot timpul. Da? Și trebuie să am grijă, cu mai mult cântam cu picioarele decât cu mâinile. Am văzut așa, dacă erai... Da, trebuie să... Dacă calc ceva greșit, s-a dus. Piesa este altceva. Cum a fost apariția așa în fața publicului lugojean, întâlnirea cu publicul lugojean? Acum, mulți dintre cei din acele vremuri care te-au cunoscut, sigur. Alții sunt poate care au venit să te vadă din curiozitate. Sunt convinsă că a fost și da, public, au fost, public nou.
Cum a fost pentru tine când ai urcat acolo pe scenă, când te-ai văzut în fața lor? Că totuși ai mai cântat, tu ai avut multe evenimente la Lugoș, ai cântat, dar poate în spații mai private, în spații mai mici, ai avut concerte, de fiată când vii aici, participi la evenimente și... Exact. Mi-am dorit foarte mult aici concertul acesta de farewell, cum zic. Este farewell în sensul că nu o să mai... Când am dat și interviul la Press Alert România, am spus că am ajuns la o vârstă care poate, da, nu mai îmi permite să fiu atât de ore concentrat. Dacă aveam trupă, dacă sau să cânt numai cu chitara, sunt invitat, nu e nicio problemă. Dar un spectacol la nivelul cum a fost cel de marți, este greu. Trebuie o pregătire foarte lungă, trebuie fiecare lucru minuțios calculat și programat. Și ai întrebat cum a fost întâlnirea. Pentru mine a fost grozav. Odată ce am ajuns pe scenă, m-am simțit în elementul meu. Eram acolo, m-am simțit pur și simplu bine și am văzut că sunt primit bine, da? Comunicarea cu publicul a fost foarte bună. Deja la treia piesă le-am spus că asta este, o să le explic și ce fac tot timpul cu picioarele, că îmi trebuia înainte de fiecare piesă o pregătire până, până găsesc tot muzicienii. Emoții ai avut? Emoții nu de cântat. Nu pot să zic. Nu de când, da, tu ești oricum obișnuit, dar așa nu, că... Emoții, că sunt iar pe scenă, că uneori mă emoționez și din cântatul meu, dar caut să transmit ceva. Să dau mult feeling. Acesta este menirea unui artist, dar nu să vin numai să cânți, da? Să poți să dai și uneori așa mă transpun eu încât primesc emoții din ceea ce cânt sau ceea ce fac. E mare lucru ca după o atât de totuși lungă carieră să uite să faci lucrul ăsta cu emoție. Tu încă îl mai faci cu aceeași intensitate, cu aceeași trăire, iubești. Cred că chiar mai mult. Chiar mai multă trăire, chiar mai multă intensitate, fiindcă acum am și o vastă experiență, am scris și o carte, poate ai auzit... am uitat să vorbim și de carte. Da, am uitat și eu să-ți aduc, da. Yes. Se numește Pot oare deveni muzician? Da? Este întrebare, o frază retorică, da? Îmi pun și mie întrebare, pot oare să fiu muzician? Deci... prin experiența mea, ce am trăit, redau tot în această carte, dar și pentru ceilalți ce poate vor și ei să facă drumul acesta, să intre, să facă carieră ca muzicieni. Le dau multe sfaturi, este un fel de ghid. O carte psihologică nu are deloc tangență cu muzică, note, așa, poate din când explic dacă muzica este și matematică, explic de ce și cum, dar în general este o carte care arată și avantajele sau satisfacțiile unui muzician, dar și fazele critice. Da? Dacă într-adevăr vrei să trăiești din asta, s-ar putea... Ai și momente, da, de... Da, s-ar putea să fie greu. Nu se știe. Deci un muzician, un interpret, un chitarist, să luăm ca exemplu, da? Care este performant și apare, trebuie să repete zilnic, ore în șir, ca să rămână în formă, să ce-am făcut. Da, uite, pentru că ai de faze critice, dacă ar fi să te întreb care ar fi momentul în care ai simțit tu așa că ești în apogeul carierei sau în primul moment acum care îți vine în minte, dacă te-aș întreba care a fost cel mai frumos moment sau pe care l-ai trăit tu în cariera ta muzicală sau cel mai frumos lucru pe care ți l-a spus cineva. Moment care îți vine acum în cap? De exemplu, pot să zic și de Julian Sanders. Da? Am fost pe scenă și am fost comparat cu Roy Black. Roy Black este o mare personalitate și cel care mi-a luat interviu era Ludwigsburg, o sală mare, 2000 de persoane. Și mi-a luat live interviu și mi-a zis,
uite, lumea te compară Roy Black și ca stil de cântat și ca voce și ca învățișare. Și da, undeva m-a flatat. Aș fi Roy aus dem Goi. Așa, Goi este regiunea noastră. Adică Roy aus dem Goi. Da. Și da, i-am explicat că e frumos. E frumos să fii un Roy Black. A fost mare. Dar el e personalitatea lui și eu sunt o altă personalitate. Da. Și invers, dacă ar fi contrariul, care ar fi un moment în care tu ai simțit că poate... Muzical? Muzical, da. Că, până la urmă, muzica e viața ta. Uf. În care să spui, nu știu, nu mai pot, nu mai vreau. Sau... Da, poate foarte simplu. Dar mi-a adus și avantaje. Știi? Cântam cu grupul lor și peste tot. Cântam și nunți, și botezuri, și baluri la iurt, și fel și fel de, da? Și mai era și muzică populară, da? Și cântau, știu, când veneam dimineața, numai taragoate aveam. Și știa exact că și el merge la nunți, la da. Botezuri, și poate, da? Știe cum poate e, da? asta zis, deși nu, Doamne ferește, nu-i dezapreciez pe oameni, dar la un moment dat poate nu mai poți, da? Dar poate a avut și avantajul că, uite, vezi CD-urile astea, da, ambient etno sunt, poate vorbim și despre realizările astea, sunt pe bază de folclor românesc, da? Acesta este al cincilea disc care scot etno și e pe bază de muzică folclor. Probabil, fiind la astfel da, de evenimente, inspirat, da, rămas, mi-a da. Intrat în sânge. Da? Și am piese cum aici, Doina. Doina, Doina este piesa ta favorită. Favorită, da. Am cântat-o și aici, la spectacol sau Mocerița. Este o prelucrare de-a mea în stil psihedelic, ritm gospel. Dar... cum am zis, dacă nu, poate nu aveam astea, toate blues, mioritic, penserate, joc de bobotează, horă din Moldova. Sunt, da, sunt de inspirație folclorică. Sunt piese, da, inspirație folclorică, numai în gen psihedelic. Să știi că, Ștefan, ne-a făcut atunci semn că mai avem 10 minute, deci ne-au mai rămas vreo 5. Okay. Nu vreau să terminăm fără să te întreb de colecția de... De CD-uri. De CD-uri, de chitare. Ah, de chitare, da, asta te interesează. Da, colecție foarte frumoasă. Am 30 de chitări. Unele sunt și nostalgice, am și chitara din România, Hora, da? Pe care ai cântat prima dată. Pe care am cântat la sindicate, în trei cu Cezar, cu Nandi, da, muzică clasică, dar am și niște chitări speciale, chiar și cu asta care am cântat la spectacol, am cântat un medley de Carlos Santana și este o chitară pe Paul Reed Smith, semnătură original Carlos Santana. Mai am o chitară care o întregesc foarte mult, un Fender Stratocaster, semnătură David Gilmour, Pink Floyd. Ca chitară renumită, mai am un Les Paul primit direct de la Peter Frampton. Peter Frampton a fost un mare muzician care a scos un disc Frampton Comes Live, un disc live, da? Care a avut mare succes și norocul meu a fost că am lucrat la Mercedes cu Harman Kardon și am fost invitat la acest spectacol și am primit chitara direct de la Peter Frampton. Deci este una din, sunt cred că numai 1000 de bucăți, o chitară specială. O chitară foarte frumoasă am primit recent de la am primit-o, dar el mi-a recomandat-o, Horea Crișovan. El este promotorul acestei chitări, o chitară făcută manual, manufactură în Italia, o chitară extraordinară. Ne-au mai rămas atât de vorbit, uite, că ai vorbit de Horea Crișovan, aș vrea să vorbim de colaborări. Tu mai ai, vei activa în continuare, adică da, sigur, vei cânta, sigur, să nu sigur, creadă lumea că gata. Proiectul, acesta este ultimul, unde este și Horea Crișovan, și Nicu Patoi, și Adrian Dinu Șvarț, Alexandru Covaci, Lucian Ciuchitu, Lanai, tot Lugojan, dar este deja următorul proiect, se numește Nature Ethno, adică etno din natură, cu piese, chiar am cântat o piesă la spectacol deja, Freamă Tecodru,
se numește un dialog cu naiul și auzi tot ce se întâmplă în codru, începând cu păsărele, cu furtună, trăznete, fulgere și așa mai departe. Și chiar sursuri de izvor este acum la Ciuchitu, fiindcă lucrez foarte mult pe internet, virtual, deci le trimit. E mai simplu acum, da. Da, le trimit piesa și înregistrează, mă trimit înapoi și eu o mixez atunci. Uite că apropo de folclor, până la urmă tot folclorul românesc te-a inspirat mai mult decât cel german. Sigur. Clar, nu contest lucrul acesta. Este tot, toate discurile astea, etno, chiar primul, nu l-am aici, etno, acolo a început. Și pe asta vreau să continui, fiindcă este totuși ceva unic. Doina este o piesă unică, le recomand să o asculte toți. Este un dialog, un ai ceva frumos în stil Pink Floyd. Freddy, noi îți mulțumim. N-am terminat, tu întrebai, da? Cât vorbim? 4 ore? Că tu... Da, nu am fi nicio problemă. Nu știu, fine, tai, gata, nu mai avem. Am depășit oricum. Subiecte avem? Avem, da. Te așteptăm la următoarea ta vizită în țară când vii. Te așteptăm aici în studio, acum știi exact unde să vii. Nicio problemă, cu mare plăcere. Continuăm discuția. Mare plăcere. Asta este viața mea și îmi face plăcere să vorbesc despre ce altceva să... Lumea în continuare te găsește, tu ai, am văzut tot timpul, distribui și ai, îți promovezi piesele, activitățile pe pagina ta de Facebook. Da, și am un distribuitor care, cu care lucrez din Austria, ei îmi promovează piesele, îmi scot. Astea CD-urile, astea le scot în ediție mică, 100-200, pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru cei care au acolo colaborat. Nu mai merită să faci disc. Totul este online, totul este live, MP3. Nu. Așa e. Asta e numai valoare, cum să zic, sentimentală. Să ții ceva în mână, să zici, uite, asta este Freddy Stone. E altceva când vii cu ele așa, decât să ne pui să ascultăm virtual, să ne dai telefonul să ascultăm. Exact. Așa văd și eu și asta este. Freddy, mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Te mai așteptăm, cum am zis, la următoarea vizită, că tu vii des la Lugoș, că îți place. Te așteptăm să continuăm discuția. Okay. Pe Freddy ați auzit unde îl găsiți și pe rețelele de socializare. E acolo cu toată activitatea lui, este foarte disciplinat și știe el exact ce are de făcut. Pe noi ne găsiți de asemenea pe paginile de socializare, pe canalul nostru de YouTube, dați acolo un subscribe. Ne luăm aici rămas bun, dar ne întâlnim data viitoare cu un alt invitat.